Din punctul meu de vedere, evenimentul pe care l-am organizat duminică în Parcul Municipal a fost un succes. Mii de romașcani au fost prezenți în Parcul Municipal, au dorit să petreacă alături de noi această frumoasă zi de duminică. Și lucrul cel mai important care mi-a adus o bucurie și mai mare a fost când dimineața la ședința operativă cu colegii din primărie mi s-a comunicat că nu au fost daune la nivelul parcului municipal. Vom începe de săptămâna viitoare să reparăm strada identității cu trotuare, cu parcări, cu cei care vin cu mașini. Acum e greu un pic la trotuare. Până acum tot ne-am concentrat pe infrastructura rutieră, de acum trebuie să mergem un pic pe aia pietonală, pe... Da, ne facem pe toate. Încet, încet. O mână de om pot încet, încet. Și mai ales PNL-ul. E, nu neapărat politic, dar asta e. Ba da, ba da, asta este o vorbă, omul sfințește locul. De când e lumea și pământul ăsta este adevărat. Dumneavoastră trebuie să urmați. Ce-o lăsat, pentru că a fost mâna, cât știu eu, că mâna dreaptă a dumneavoastră, ați învățat și, într-adevăr, diferența mare între ce a fost. Da, astăzi, cu ocazia acestui picnic pe care am dorit să-l organizăm în Parcul Municipal, am luat decizia să inaugurăm oficial și această zonă de fitness în aer liber. Am finalizat de montat toate aparatele pe care ne-am propus să le montăm în această zonă și mă bucură să văd faptul că tineri, dar și persoane în vârstă se bucură deja de acest obiectiv. Am întâlnit pe parcursul zilelor trecute, în timp ce făceam ultimele activități pentru ceea ce ne-am propus astăzi, persoane în vârstă care veneau la alergat și care ulterior foloseau și această zonă, dar și tineri, iar acest lucru mă bucură foarte mult. Mai departe, mă bucură în același timp faptul că avem parte de o zi foarte, foarte bună și adaptată pentru ceea ce ne-am propus noi astăzi. Deja oamenii au început să vină în Parcul Municipal, s-a creat o adevărată emulație în jurul acestui eveniment și mă bucură foarte mult să văd acest lucru. De aceea ne propunem ca pe viitor să transformăm weekendurile în activități interesante pentru romașcani. Vrem să dăm viață acestui oraș și să vorbim despre un roman ca un oraș vibrant în care să avem atracții care să ne determine să ieșim din rutina zilnică. Eu le mulțumesc tuturor romașcanilor care vin astăzi sau au venit astăzi în parc. Fac un apel întotdeauna pentru a păstra curățenia, liniștea și ordinea publică în ceea ce privește activitățile pe care noi le organizăm, astfel încât să putem cu toții să ne bucurăm de zile frumoase de weekend.